Da, salut! Ce faceți, domnul? Ia Eu mai uitați! bine, nu mă plâng. Dumneata aud că nu prea bine. Eu foarte rău, eu foarte rău, domnul. Eu Păi ce foarte s-a rău. întâmplat? Ați văzut pozele ce vi le-am pus, nu? Da. Ați ascultat înregistrarea ce spune lumea, că l-a bătut, l-a băgat în vană. Păi da, dar auzeam că după ce am făcut video, s-a întâmplat altceva, nu? Da, chestia asta, că azi a sunat la șeful poliției Șomcu Tamare, la comandantul poliției Șomcu Tamare, i-am povestit că sunt probe noi de o crimă, mă înțelegeți? Și mi-a spus, zice, că acel dosar s-a clasat, că, zic, domnule, ce s-a clasat, s-a clasat, dar sunt probe noi, mă înțelegeți? Sunt probe noi, că s-a comis o crimă, în zona dumneavoastră. Eu știu, domnul Brega, știți care e problema acolo? Șefii mari de la județean, li frică de posturi. Li frică de posturi și este foarte grav ca o persoană să sune la poliție că este sechestrat, să fie probe, să facă că n-aud. Mă înțelegeți? Este foarte grav. Foarte grav. Vă spun sincer și ați văzut din poze. A fost bătut în lovituri. Omorât în lovituri, domnul. Cap, nas, ochi. Deci clar, ia uitați, ieri m-a sunat foarte amabil, că asta am vrut să vă spun, am pus o plângere la DICOT. Am sunat să văd care e situația plângerii. În nici 2 minute a venit domnul procuror șef de DICOT, ceea ce m-a și surprins foarte amabil, a vorbit cu mine, mi-a explicat, a spus că e o chestie foarte gravă, spus că o chestie foarte gravă, o trimis starea de sclavie a fratele meu la parchetul de pe lângă judecătoria Baia Mare. Pentru că, nu știu, mi s-a spus că nu-i competența dânsului, dar mi-a spus că e foarte grav. E foarte grav ce s-a întâmplat, e foarte grav ce se întâmplă în poliția Șomcu Tamare. Deci, să auzi tu că acest polițist care a sunat fratele meu că este sequestrat, l-am sunat și eu, să auzi că mi-o sperea fratele cu mașina poliției noaptea, cu sirena, când o veni după miei, după oi, este foarte grav să vândă poliția pe oi, domnul Brega. Mă înțelegeți? Este Deci foarte credeți grav. că poliția de acolo îi complice la moartea lui Da, violentă? deci nu că credi, sigur, domnule, mi-am dat seama din 2015, când a sunat preată, deci preată au încredere în ei. Mi-am dat seama după moartea fratelui. Mă înțeleg? Unul la mână. Și am uitat să vă spun în interviul trecut. Fratele meu avea un telefon mobil. Mă înțelegeți? Cu WhatsApp, cu Facebook. Știți că a dispărut acel telefon? Acel telefon a dispărut. Gata. Poliția l-a dat înapoi criminalului. Și după aia criminalul l-a pierdut. Păi trebuie să piardă telefonul ăla că avea probe. Toată viața unei persoane este în telefonul mobil. Ia uitați, m-am decis, domnul Brega. Acum sunt la muncă. Să sperăm că situația din România va fi mai bună. Mă înțelegeți? Am vorbit cu șefului poliției române. A spus că pot să cer o audiență fără nicio problemă. Deci eu să vin să fac greva foamei până nu se rezolvă problema, până nu vine DNA-ul, să se vadă de ce le dă la aceste persoane 30-40 de mii de euro de ajutoare pentru câmpuri părăsite. Sunt multe. E foarte mare corupția acolo, domnul Brega, foarte mare corupția. Deci acei oameni au putere. Încă ceva. Fratele meu, deci cum am spus, vorbea 3 limbi, era foarte deștept. Mai de vă spun sincer, era tu îl punea, citea o carte și spunea pe de rost. Eu mă team joc de el, zic, bă, Florin, spune l-am învățat. Se punea pe WC-ul, avea o măsuță, să nu piardă timpul și spunea lecția pe de rost. Domne, și nu știa să scrie. Hai să fim serios, domnul Brega. Se facă poliția declarația, aia fost falsă, v-am spus și data trecută. Asta una. Acel băiat o știut toate hainele murdare a familiei, că cum și-o cu fermă de vaci, după ce au venit banii de la Uniunea Europeană, au dispărut vacile și au deschis magazine pe acolo, prin București, agroalimentare. Sunt multe magazine acolo agroalimentare. Cum aș putea găsi acele magazine? Sunt în București. Sunt multe magazine acolo. Eu nu cunosc, Agroalimentare. nu mă Ce interesează. vând. No, ce m-am gândit, domnul Brega, o să vin la București, o să mă pun în greva foamei, până nu le să dea pe cap.
Până ce nu, acești polițiști, acum o să facă o plângere penală la parchetul general. Acești polițiști trebuie să fie pedepsiți, că este foarte grav ca un cetățean să sune la poliție că sunt sechestrat, să nu facă nimic, să-mi claseze un caz cu o declarație falsă. Și vă spun sincer, o să cer o nouă contraexpertiză și o nouă autopsie. O să mă lupt, domnule, până în pânze la bec, cum a spus dumneavoastră. Deci trebuie să Nu fac știu ceva, că ce nu mai se poate poate, domnule. determina autopsia după descompunerea Da, domnule, cadavrului. acele lovituri, ia uitați, acele lovituri, eu am stat Puteai de să vorbă cu cineva fractureze și neoficial. osul, da? Poate doar dacă a atins osul. Da, clar. Nu, sigur, eu am stat de vorbă aici cu... Am fost la poliție, la poliția criminală, domnule. Pe baza pozelor mi-au spus că a fost bătut. Și o să cer o nouă contraexpertiză ce a pus doamna șef medic legist, care sunt sigur că o și-o la partea. Din 30-40 de mii de euro, domnule, deci poți plăti. Mă înțelegeți? Ai de unde. Și ați auzit ce s-a întâmplat la Baia Mare cu șefa spitalului, nu? Deci nu le place să iei bani. Hai să fim serios, domnul Brega. Că totul merge pe bani. Mă înțelegeți? Totul acolo. Totul. Eu știu, eu cunosc, ia uitați, eu am fost și eu băiat rău în viața mea, mă înțelegeți? Cunosc aceste chestii și am cu multe prostii. Înainte băiam, umblam de noapte, știți că noaptea aduce multe probleme, mă înțelegeți? Și eu știu cum merge treaba, domnule. Eu cunosc de asta. Ia uitați, eu nu sunt băiatul ăla să fiu mințit. Eu când am fost la Baia Mare și am stat de vorbă cu conducerea poliției județene, mi-am dat seama că am fost mințit. Mi-au dat acea declarație care nu a fost scrisă de fratele meu. I-am întrebat, zic, domnul Șulea, spune și mie ce măsuri ați luat cu acest polițist, unde sunat fratele meu că e sechestrat, în care ați confirmat noastră prin telefon că este adevărat, s-o făcut că n-aude. Deci, o să-i facă să audă pe toți, că o să plec la București, domnule. A, încă ceva, Ministerul Inspecția Muncii, ce rol are într-o țară, domnule? Inspecția Muncii. Ia explicați-mi și mie. De ce au banii degeaba, domnule? În momentul când fratele meu avea probe. Avea probe, domnule, pentru că Și o s-a plâns declarat și la la poliție inspecția acel. muncii sau trebuiau să Da, s-autosesizeze? m-am plâns, domnule, m-am plâns. Și n-au făcut nimic, domnule. Cu probe. Are o declarație scrisă că am ucit fratele meu din 2011 până în 2018. Să-mi spună și mie acei oameni care stau la aer condiționat acum și iarna la căldură și noi și pe teren, de ce n-au luat măsuri? Că acel om nu a plătit impozit la stat, mă înțelegeți? Nimic, domne, cu probe. Deși a vrut să zic la Ministerul Muncii să vedem de ce acești trântori iau banii degeaba. Domne, eu trăiesc în Spania, eu știu că mă duc la inspecția muncii. Mi-au băgat motiv că nu mai lucrează acolo. După aia mi-au băgat motiv că o sunat la poliția. Domne, ce are poliția cu inspecția muncii? Tu ești inspecția muncii, ieși și faci controlii, ceri actele, îl amendezi, îți faci meseria. Mă înțelegeți? De inspecția muncii. Nici ei, domne. Deci se vede care omul la putere. Să vă spun din ce cauză. Că sunt băiat prost. Pentru că, de exemplu, să deschide acțiune pe inspecția muncii. Da, domne, din cauza asta au muncit cu posclav. Să deschide acțiune de sclavie. Da, au murit, mă înțelegeți? Din condițiile în care au trăit, în condițiile că nu au avut mâncare, că au fost bătut. Da, domne, din cauza a murit. Deci toate se leagă. Să deschide o cauză. Vin celelalte, mă înțelegeți? De asta. Deci nu au vrut să-i facă nimic. Nici inspecția muncii, domne. Când e obligația lor să iasă pe teren, să pună mașină, să meargă la acel om. Ia uitați, le-am dat gură, mură în gură, domne, le-am dat. Sună această persoană. Ia uitați, declarația de la poliție că a muncit din 2000, unde este contractul lui? Mă înțelegeți? Vreau să văd unde e contractul lui, frate meu. Că nu a plătit, nimic. Și așa, și încă ceva, am stat de vorbă cu un băiat. Știi ce mi-a spus acel băiat? Da, domne, cunosc că și-au fost bajocorii de mic, dar ce fac ăștia? Își pun copii să le facă bani? Spuneți, domne, mi-a spus băiatul, vă trimit poză. Și eu când am fost mic, am fost bajocorit. Ce Păi și spuneți? acum la știri dau un fiu de primar ținea tot static și îl exploata pe un Da, minor, se domne, pare. da. Nu, domne, sub ochii. Explicați-mi o chestie, domnul Brega. Vine un ziarist de la Libertatea o zi, în Șopcuta Mare, și stă de vorbă cu oameni, găsește probe. Ia, mă înțelegeți? Și poliția de acolo, corupt, scuzați-mă că vă spun așa, să mă asculte și ei, poliția cea coruptă de acolo, în 3 ani de zile, din 2015 până în 2018, ce au făcut? Da, domne, vă spun ce au făcut? Am Domne, vă spun ce analizat. au făcut? S-au dus cu sirena după miei, s-au dus. A, și încă ceva, domne.
Băiatul, deci mă miră, băiatul polițist local, șeful poliției locale sunt neamuri. Deci cam toți din Vălenii și Ompuții sunt o neamuri, o preții în timp. Mă înțelegeți? Și chestia asta am sesizat procuratura când era în cercetare. Uitați, domnul procuror, că nici nu am știut numele, domne. Uitați, domnul procuror, știți noastră că acolo sunt neamuri și toată ancheta merge în favoarea familiei Buhaiu. N-a făcut nimic. Domne, n-a făcut nimic. Și așa a ieșit ancheta, domne, între prieteni, ia uitați, n-ai sclavie, nu ai nimic pe inspecția muncii, omul ăla e liber. A, o să vă trimit. Știți ce anunț am găsit în OCSL, sau cum se numește pagina aia de anunțuri, din România? Pe raza comunei și Șomputa, dar l-o șters, că am văzut că i-am prins. Ca o cioban, ofer 100 de lei, deci 1 milion. Dau băutură, țigări. După ce a murit fratele. Exact. A, nu, și un martor, martorul Mureșan Andrei, care am avut un martor prietenului fratei meu, care i-o spart contul de Facebook să-și aleagă probe. Mămica lui și frate s-o lucra la... i-o angajat ciobanul să tacă din guriță. Mă înțelegeți? Și încă mi-a intrat și în Facebook să... Mi-a văzut fratele mort în data de 8 decembrie 2018, vă dați seama, nu era durerea mea că mi-au muruntat fratele în 7, în 9 dimineața, nu să văd pozele și alte chestii și văd că e Facebook-ul deschis. Da, domnule, să șargă probe. Și a fost acel Andrei. Acel Andrei a fost. Da, este o plângere pe rol de accesare ilegală la un sistem informatic, care la fel nu-și fac meseria, domnule. Ăla nici nu a fost audiat. Ia uitați, sunt atâtea proceduri, domnule. Ai detectorul de minciună. Ai... Dom'le, nici nu i-o lua declarații. Ăla trebuie să declare. Dom'le, cine te-a pus să intri acolo? Ce probe ai șters? Mă înțelegeți? Sunt multe... Poate intrase ancheta care avea telefonul fratelui, nu? Nu, 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 nu. Nu, dom'le, că eu știu ce e, că mi-a dat el codul, că eu m-am pus bine pe lângă el, eu v-am povestit data Aș trecută, avea m-am pus bine. acces la contul fratelui? Exact. O știut parola. Spune și mie de unde ai avut-o. A, încă ceva, dom'le. Să vă spun cum e judecătoria Ministerului de Justiție. Ministerul de Justiție, vă trimit în privat numărul meu de dosar. Intrați în numărul meu de dosar. Intrați în numărul meu de dosar și acolo vedeți unde locuiesc. Madrid. Mă vedeți unde locuiesc, ce număr de buletin am. Deci mi-au pus o citație publică să mă țină controlat toți, domnul Brega. Păi și nu le-ați cerut, că și mie au publicat odată adresa mea, instanța, Nu, le-am nu, nu. scris și au șters, au redactat. Nu, domnule, le-am pus plângere la protecția de date, pentru că eu am fost amenințat aici, domnul, am fost amenințat aici în Spania, am fost sunat aici în Spania, îmi știe toată lumea unde locuiesc, nu numai numele. Domnule, mi-au pus citația cu parola, care spune clar că e personală, să nu dau la nimeni. Mi-au publicat-o în pagină. Mă înțelegeți? Și de acolo, ei au intrat să vadă ce martori pun, amenințări, ce probe pun. Deci am fost, m-au, 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 am fost V-au urmărit, expus, domnule. da, v-au pus în pericol. Da, și sunt pus în... Eu am protecția poliției spaniole, vă spun sincer. Eu am protecția de aici, domnul Brega. Pentru cazul Protecția, ăsta eu am sau pus... alt caz? Nu, 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 nu. Deci eu am pus plângere aici în Spania, în Madrid. Eu locuiesc lângă comisarie. I-am spus, Pe domnule, viața mea cazul este în ăsta pericol. pentru că v-au amenințat. Exact. Eu Am sunt în înțeles. pericol, domnul meu, pentru că toate datele mele, toată adresa mea, unde locuiesc, eu și familia mea, suntem în pericol. Deci eu am protecție de la poliția spaniolă, vă spun sincer. Când am nevoie, sun. Și vine cea patrula. Pentru că e un caz de crimă, domnul, și a fost amenințat. Și a fost amenințat. Uitați. Le mulțumesc paginei Ministerului de Justiție, că acolo a apărut citația mea cu parola. Le mulțumesc frumos. Le spun că avem o justiție de căcat, scuzați-mi expresa. Avem o justiție de căcat. Avem, domnule, polițiști care se vând pe miei. Avem procurori la care le spui adevărul. Nici nu vrea să-ți iei telefonul să vrească cu tine. Vă spun sincer, eu am cerut. Domnul Brânzei, se numește domnul procuror, că l-am văzut-o din pagina aia. Domnul Brânzei, faci contestație la procurarea ajunct? În 2 zile îți dă răspunsul, domne, că o să o trimis la tribunal, să o spăla pe mânuri. La tribunal v-am spus să-mi apare citația și așa merge treaba în România, domne. Asta trebuie schimbată, domne, și Ministerul Muncii trebuie să-și facă meseria, domne, să fie, să... Ce protecție are un muncitor? Ia explicați-mi, domnul Brega.
Ce protecție are un muncitor? Că merge să pună o plângere? Da, domnule, ia uitați, eu ce am muncit. Să mă asculte aia de la birouri, de acolo din Baia Mare, de la inspecția muncii. Și eu ce am muncit și am luat țapă. Dar m-am dus la inspecția muncii și l-o ars. Domnule, mi-o dat dublu. Mă înțelegeți? Avem un tribunal al muncitorului în România. Spuneți, ce protecție are un muncitor? Avem un tribunal, cum aici, un tribunal social. Nu. No. Nu, cred că plângerile de la Inspecția Muncii le examinează un tribunal obișnuit după instanța de fond, dar Nu, știm domne. cum funcționează justiția românească. Domne, ei trebuie să ducă la acel om, să le cere actele, să vadă cât plătește la stat, să-l controleze un picuț, părerea mea. Deci, Un eu... picuț sau un pic mai mult, cum prevede legea. Domne, eu eram mulțumit un picuț. Să-i ceară cât plătește la stat, cât o plăti după frate meu. Ia uitați, vă fac o socoteală, domnul Brega. Păi Să așa un vadă și picuț l-a deranjat pe proprietarul stânii celeia și poliția, nu? Le-a zis, băi, vezi că a murit omul la tine. Și aia i-au dat miei și zici aia, că au domnul mușamalizat Brega. dosarul. Deci un pic l-a deranjat. Nu cred că îți convine doar un Nu, pic să-l deranjeze nu. pentru Vă niște dau un lei. exemplu. Domnul Brega, vă dau un exemplu în acel dosar cum s-a muncit. Eu știu cum se muncește, domnule. Ia uitați. Cum se procedează cu un dosar? Ai anchetatorul, nu? Totul depinde de anchetator, de întrebările ce le pune la martor. Mă înțelegeți? Poate să facă să ai urmărire penală, poate să facă să nu ai urmărire penală. De exemplu, vă dau un exemplu. Un var de al meu s-a dus la strână, acolo la fratele meu să-l vadă. Și fratele meu i-a spus, zice, uite, aș pleca acum, mi-aș băga ăsta de bani, aș pleca acum, dar nu am buletinul și mă simt sechestrat. Mă înțelegeți? Și vărul a mărturisit, a fost întrebat de poliție? L-a sunat domnul capitan Voicu, care este un foarte bun polițist. Eu le recomand la toți cetățenii din Șocuta Mare că să simt sechestrați. Le pun acolo numărul de mobil, că le-am pus, că să simt sechestrați, să sune cu încredere acest capitan Voicu, că își face meseria bine. Ia uitați, știți ce l-a întrebat pe vărul meu? Doar că dacă a putut să urce cu el în mașină. Dom'le, cum urci fără bani, fără buletin? Mă înțelegeți? Spuneți-mi și mie. Nu l-a întrebat. Dom'le, avea buletinul. Ți-a spus că este sechestrat. Deci aici sunt clar. Deci în modul în care a pus întrebările la acest martor, a făcut totul să fie pentru începerea urmăririi penale. Astăzi, de exemplu, l-am sunat pe domnul comandant, a făcut o probă înainte să pun plângerea penală împotriva poliției Șocuta Mare la parchetul general din Cluj, o să-l pun, vă spun sincer. Am vrut să văd părerea dânsului. Mi-a răspuns, foarte șmecher, mi-a spus, da, domne, a fost un dosar penal, s-a clasat, gata. Nu, domne, sunt probe noi. S-a comis o crimă. Ia uitați ce mi-a spus omul ăla. Ați ascultat înregistrarea, nu, domne? S-a comis o crimă. Ia uitați, sunt probe noi de sclavie ce au fost în zona noastră. Da. Cam mult de lucru. Dom'le, sunt oameni buni. Ia uitați, eu îi mulțumesc pe această cale domnului procuror șef de DICOT, care au vorbit cu mine 12 minute, care mi-au spus, da, este foarte grav, vă înțeleg. Deci așa se vorbește cu un cetățean, dom'le, care este rupt de durere că nu... Că vede că fratele lui nu are justiție, că vede că fratele lui a fost omorât, bătut, omorât în lovituri. Sau că fratele tău l-a băgat în vană, nu să se trezească, să se șteargă urme de sânge sau ce-o avut, mă înțelegeți? Asta este foarte grav, domnule, și se întâmplă la noi în țară. Vă spun sincer, și o să vii să fac greva foamea acolo. Ia uitați, o să vă trimit, fratele meu are un băiat în zona la București. Vă trimit, nu a fost... lăsa nici să meargă să-și vadă băiatul, domnule. Nici să-și vadă. L-a așteptat băiatul în gară, plângând, că vine tatăl său cu cadouri. Și n-a fost lăsat să plece de acolo. Și nu-i sclavie. Deci, domnule, în ce țară trăim, domnule, să muncească un om, să-i spună, ați ascultat înregistrarea de la... din YouTube ce a făcut în 2015 cu patronul? Când i-a spus că vrea să vină fratele în Madrid? Ați ascultat? Și a spus că în iarnă. Că de ce nu-l plătiți? Că de-l plătesc, bagă banii la bingo. Dom'le, în ce țară trăim, dom'le, să plătești domnul la 10 ani? Da, că-i promis, casă? Da, că după 10 ani îi cumpără casă. Ați ascultat în strană și eu cumpărat-o, da, îi mulțumesc domnul Buhaiu și domnul polițist local Buhaiu Andrei. Da, i-ați cumpărat o casă frumoasă de marmură, să vă...
ca satul ăla să nu vă vorbească, i-a cumpărat o casă frumoasă acolo în cimitir. Da, domnule, eu cumpărat-o, da, s-o țin de cuvânt. Și nu la 10, la 7 ani. Eu cumpărat-o. Și să vă spun ceva. Fratele meu a muncit 7 ani. Știți un picuț de matematică, nu? Și eu știu. Ia uitați, fratele meu avea un salariu de 1 milion. Mă înțelegeți? Pe lună. Bun. Facem o O sută socoteală. de lei. Exact. Într-un an, Avea sunt 1200. 1200. În 7 ani, Vreo 9000, nu? cum? Vreo 9000. 84. Facem o socoteală în euro. Cât vine? Cât Vă vine? spun eu, în jur, ca și 20.000 de la ora când a decedat, ca și 20.000 de euro. Știți cât mi-a promis familie? Ce-au crezut, că să mor de foame? 2.000 de euro, domnule. El era salariul pe 7 ani de sclavie, domnilor polițiști corupți. Scuzați-mă că vă spun așa, domnule, sunt corupți, Și domnule. doar v-a promis. Acea moarte se putea evita, domnul Brega. Se putea evita. De ei își făceau meseria, anunțau inspecția muncii. I-am spus-o la domnul. A, știți Și ce a spus? acum, Mă dă dacă rămâne dreptate. nepedepsită, e posibil următoarea victimă să fie foarte de grabă. Da. Am auzit cum ai murit pe acolo lume, domnule. Dar norocul lor că au murit acasă. Ăsta au căutat, nu prin intermediul de Facebook, și mulțumesc la toți oamenii de acolo din Șomcuta Mare, oamenii de treabă. Zic. Din Vălean, care m-au sunat din Anglia, m-au sunat din Franța, foarte multă lume mi-a dat informații. Deci știu că chestia asta de 30-40 de mii de euro pancile dă primarul Buda la consătenii lui, că toți ce conduc poliția Șomcuta Mare, primărie, sunt din Vălean și Șomcuții, toți prieteni, neamuri, mă înțelegeți? Și acolo, domne, facem împărțala. Ți-e dau atâta pentru terenul ăla care l-ai arendat și ți-e acolo gol. Ți-e dau atâta, mă înțelegeți? Bă, tu faci o fermă de vaci, după aia când vin bănuții din cele tale să duci la fisc. Familia Buhaiu, că ți-o da frate tău vacile, acum le ai tu. Și așa merge treaba, domne, și scotem, nu știu, o fermă de vaci, cât poți să scoți? 100.000 de euro de acolo, domne. Deci, clar că ai de unde să plătești o doctoră legist. Hai să fim liniștiți, domne. Să vă spun ceva, acum 20 și... Eu mă speriez, să v-am spus și eu, la viața mea m-am bătut, am făcut rugby, cunosc procedurile, lovituri și alte chestii. Eu am avut o problemă cu cineva. Am avut o condamnare cu suspendare dintr-o bătaie, mi-o și dată bătaie, m-am dat în judecată, să fac 1 an și 6 luni, dacă se ia plângerea, mă înțelegeți? I-am provocat să vină la mine acasă, cum o pe poartă la ușă, m-am dus la prete, mi-am dat un cap de perete, mă înțelegeți? Nu, n-o zic, am și tu intri cu mine. M-am dus la spitalul ăla mare din Baia Mare, era unul acolo ce tăia morți. Zic, domne, vii un pic băiatule, ia uite bă, papa mi-a explicat situația că intru la pârnaie, i-am dat niște bani, urca sus la medicul forense, la medicul legist, care face hârtile, mi-a făcut, nu știu, pe 30 de zile. Și am arătat, ia uite cât am eu frate de la tine. Și-o scos plângerile, mă înțelegi? Deci așa se procedează cu bani, domnul Brega. Asta e țara asta coruptă, că nu mă gândesc la bani, dar într-o zi o să explodeze tot. Și, nu, și vă spun sincer, nu ajută doar Șomputa, acolo și din... Acum vreau să văd cine are terenuri acolo din Consiliul Municipal Maramureș. Pe ăla l-ajută altcineva. Deci nu se poate să facă numai o poliție dintr-un orășel de la micuți. De acolo sunt oameni mari implicați, domnule. Deci, care au medicilor legii să le spele hainele murdare. Deci, după mine, domnule, acolo e o mafie. S-a mai întâmplat asta, s-a auzit în Maramureș. Tot sclavia. Ați auzit de pădurarul acel împușcat? Tot în Maramureș. Deci, domne, că s-a pușcat singur. M-au contactat niște oameni, am vorbit cu o funerarie, cu această medic legist, șef medic legist, Pintican Nicoleta, nu este singurul caz al meu. Sunt multe. Acei de la funerarie au văzut multe chestii urâte. Mă înțelegeți, domnul Brega? Așa merge treaba la noi. Ia uitați, unica mea șansă este să mă duc la București să fac acolo gură, să fiu primit, să le explic, domne, ce face poliția acolo, sună cetățenii la poliție că e sechestrat și să facă nu aud. Pentru că, fratele meu, vă spun sincer, mi-a dat printr-un mesaj la cel mureșan, mi-a dat numărul lui Voicu, l-ați văzut că l-am publicat, numărul capitanului și l-am sunat și eu. Asta mi-a făcut, domne,
să-mi pierd încrederea în frate, că e bine, nu face nimeni nimic. Deci cum i-a făcut, domnule? Că l-a omorât. Asta e, l-a omorât. Toată lumea s-a spălat pe mânuri, de la județean nu vreau să asculte nimic, că își teme fotolele alea călduțe ce le au acolo. Și așa merge treaba în Maramureș. Unde se rezolvă problema? În București. A venit ziaristul din București. Da, domne. S-a găsit că a fost clar. Am fost sunat de o persoană din București care mi-a spus chestia că eu sunt controlat de protecția de date, de citație. Tot din București, nu din Maramureș. Deci, domne, soluția acestui caz este să mă pun în avion, plec la București, mă pun acolo 2 săptămâni în greva foamei, o trimiteți, o acolo mor și eu, domne, de foame. Mă înțelegeți? Sper Asta e că nu. soluția. Eu sper Asta să merge. reacționeze chiar în prima zi de protest, cum mergem, nu știu, la Ministerul Justiției sau la Parchetul General, Nu, să domne, reacționeze și să intervină. eu am planuri, ia uitați, eu am așa planuri, să mă duc. Ministerul Justiției, Poliția Română și Ministerul Muncii, domne, că eu mă gândesc și pentru muncitorii din Maramureș, că ce protecție au, domne, De mă acord. înțelegeți? Pentru că nu, pentru că îmi dau seama că un cetățean care se duce să reclame, i-am pus o plângere, normal, a reclamat, uitați, domne, mi-a omorât fratele, le-am pus articolul, nimic, domne, mi-au trimis răspunsuri de, nu știu, m-au crezut țărania de acolo cu 3 clase, 2 clase, că mi-au spus că, frate, că dacă au murit, nu mai au ce să facă. Bun, am contestat. După aia că o sunat la poliție. Domne, ce are poliția cu inspecția muncii? Poliția pentru hoți și criminali, inspecția muncii îți pătrunea și nu plătesc impozite. Scurt, domne, nu ai atâta vrăjeală. Înțelegeți? Ei să o cină, să margă acolo la niște oncuțe, să le ia pe ăla, să scoată preată de la dosar. Că le-am trimis și plângerea, domne, la dosar. Plângerea de la dosar le-am trimis-o cu declarația că munciți fratele meu din 2011 până în 2018. Ce probe doresc mai mult, domne? Ei, numai, doar urmau să-l amendeze, să facă acolo, mă înțelegeți? Chestia lor, care e meseria lor. Anchetă, da. No, domne, la... Da, domne, era în vară, vă spun care e situația, domne, poate are o, că nu știu, că le-am spus eu că o să le fac o, și o să le fac o vizită. Să văd ce secretari au, sigur, directorul ăla de acolo la căldurică cu secretarul acolo pe birou, domne, e foarte cald, cum să se afară? Să mă duc până în Valea și un cuțit, domne, pentru un cioban care a murit. O murit, mortul cu mort, vin Ținem domnul guvernant. legătura și sper să ne vedem la București, pe baricade. Da, o să vin, domnul. O să vin, mă plângă. Aveți O să vă legătura spun cam ceva în privat, slabă că am și... nevoie. Aveți Da, legătura cam domnul Brigat, slabă o și să vă nu prea scriu se privat. înțelege. Ok. Vă scriu după aia. Hai, vă mulțumesc foarte frumos și vă mulțumesc. La La revedere. revedere.